Bună dimineața, dragii mei, într-o frumoasă dimineață de decembrie, 7 decembrie, dragii mei. A fost ieri Sfântul Nicolae, nu? A venit Moș Nicolae și la noi, aici, la Dale Dimineții, a venit Moș Nicolae și am primit un brăduț superb. Nu doar brăduț am primit și foarte multe cadouri pe care dumneavoastră să le vedeți. Moș Nicolae le-a lăsat la Orăștie, dragii mei, și de acolo le-a adus un cetățean pe numele lui Adrian Bota. O să-l cunoaștem luni dimineața, dragii mei, și o să vedem de ce a lăsat Moș Nicolae cadourile la el. Alin deja a dezvăluit, bună dimineața, Alin, îți mulțumesc că a dezvăluit că alături de mine în platou în această dimineață e domnul Dan Stoian. Bună dimineața! Noi de obicei ne întâlnim în emisiuni despre administrație și nu doar în emisiuni, ne întâlnim pe teren. Eu nu e un secret, sunt și reporter de teren aici la Hunedoara 1 TV și iau parte la diferite discuții administrative pe care eu, să spunem că le înțeleg, așa răutăcioși, dar eu am descoperit în drumurile mele printre cetățenii că cetățenii nu înțeleg întotdeauna realitatea și mi-am dorit o altfel de emisiune cu domnul Dan Stoian, director la ADI Hunedoara, prin care, așa, pe înțelesul tuturor, a nostru, a cetățenilor, a românilor, că până la urmă nu vorbim doar de județul Hunedoara, vorbim de toată țara, cât e de subțire linia, despre asta vreau să povestim, de linia dintre dezvoltarea personală, a ne iubi pe noi înșine, și o să vedeți despre ce e vorba, cât de egoiști putem deveni când începem să ne iubim și să nu ne mai gândim la ziua de mâine. Am învățat în ultimii ani, dragii mei, că doar prezentul contează. Pare așa cumva efemeră discuția din această dimineață, ținând cont de invitatul meu. Dar o să vedeți că prezentul de astăzi, acțiunile noastre de astăzi, influențează viitorul și nu oricum. Ce lăsăm urmașilor noștri? Și mi se pare că domnul Dan Stoian ar putea să ne explice în cele mai călduroase și mai frumoase cuvinte, trecând dincolo de cifre, ce lăsăm urmașilor noștri dacă astăzi devenim egoiști printr-un simplu click la geamul mașinii, am mâncat un biscuite, ambalajul ne incomodează. Ce mai contează? Prezentul? E curat la mine în mașină și-l arunc pe geam. Haideți să facem un exercițiu de imaginație. Dacă astăzi facem asta, mâine vom avea o țară murdară, un județ murdar. Am dreptate? Da, foarte mare dreptate. Vedeți, treaba asta cu ce lăsăm pentru ziua de mâine. Întotdeauna încercăm să construim ceva. Eu de când am terminat facultatea și am început să lucrez, am încercat să, pe lângă faptul că trebuie să mă perfecționez și că trebuie să fiu mai bun în ceea ce fac, am învățat că tot timpul trebuie să construiești și că de-a lungul cred că anul viitor fac 35 de ani de când lucrez de la terminarea facultății, am tot construit. Am construit întâi cariera, viața de familie și pentru societate am încercat să dau ceea ce e mai bun și să aduc un plus în tot ce am lucrat și ce am învățat. Am lucrat în grupuri străine, am învățat ce înseamnă să fii punctual, să fii civilizat, să fii respectuos cu ceea ce ți se dă cu natura și uite că am ajuns acum la așa aproape de un final de carieră, mai sunt ani de lucru, e adevărat, să lucrăm chiar într-un domeniu în care, să lucrez într-un domeniu în care se pune foarte mult accent pe curățenie.
și pe curățenia, în primul rând, materială. Este foarte adevărat că prin tot ceea ce facem, noi producem deșeu, producem gunoi, producem ceva ce trebuie aruncat, ce trebuie folosit. Și atunci scopul nostru este ca ceea ce facem acum este să putem să transformăm acest deșeu în altceva, într-o materie primă. Asta este de fapt rolul și pe asta se bate monedă în tot ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Toată lumea spune să reciclăm, toată lumea spune să refolosim. Toată lumea însemnând în primul rând lumea civilizată, Uniunea Europeană. Ei, să știți că pun foarte mult accent partea de europeni, partea de vest a Europei, care este fără discuție partea dezvoltată a Europei. Noi încă mai avem pași de parcurs, partea răsăriteană și tarele unor sisteme mai vechi la noi încă se simt și vor mai simți mult ani de aici încolo, pentru că trebuie să treacă câteva generații ca să putem să spunem că am învățat și noi democrația, am învățat capitalismul și ceea ce trebuie să facem ca să fim capitaliști adevărați. Să știți că Uniunea Europeană pune foarte mult accent pe reciclare. Pe ei nu interesează să arzi, pe ei nu interesează să distrugi, pe ei interesează să reciclezi. Și când zic pe ei, vorbesc în general, ca să mă personalizăm. Mi se tot spune și mi se tot spune că Uniunea Europeană ne impune, ne-a dat teme. Da. Nu e ușor să dăm vina pe alții. Sigur. Dar mi se dau teme să facem ceva anume. Ce să facem? Sau mi se impune. Vreau să vă spun că, în ultimul timp, am avut așa o revelație a ceea ce înseamnă și Uniunea Europeană. Asta și în contextul în care fiica mea, în ultimul timp, lucrează într-o structură din asta ministerială care a preluat o parte de Comisia Europeană. Să știți că de acolo nu se impune nimic. Acolo se pun pe masă tot felul de teme, la tot felul de niveluri, se discută și rolul fiecărei țări este să vină și să își asume acele lucruri. Dar să și le asume ținând cont în primul rând de specificul tău de țară. Tu trebuie să vii să spui. Ce poți, ce nu poți, ce se consumă la noi mai mult decât în alte țări, asta trebuie să înțeleagă. Și în final să semnezi și tu acel tratat pe care îl semnează toată lumea, pe fiecare domeniu, da? În care îți asumi niște lucruri. Să știți că sunt țări care participă la discuții și nu semnează tratatul sau semnează cu obiecții. Spun, sunt de acord cu ce ați spus voi, dar pentru țara mea nu este bine și nu aplic. Deci, în primul rând, ca să iei parte la deciziile de la nivelul ăsta, trebuie să particip și să particip constructiv. România, pe domeniul, ca să ne întoarcem la ce este de actualitate și discutăm în fiecare zi, în ultimul timp, la domeniul deșeurilor, România, din păcate, cred că multe lucruri le-a luat așa, le-a înghițit de-a valma. Ne-am asumat tot felul de targeturi, ne-am asumat tot felul de măsuri pe care să le luăm într-un timp foarte scurt. Ne ținem cont că noi nu avem încă baza, că n-am avut cel puțin baza materială, infrastructura necesară ca să ajungi la asemenea nivel de discuție. Nu, ni s-a impus. Repet, vedeți, e o greșeală. E un lucru care și eu spun, ni s-a impus. Noi am acceptat ca un target ca anul 2020 să fie o reciclare în România de 50%. În realitate suntem la 10%. Sigur că planurile europenilor și planurile Comisiei Europene merg mai departe. Zic 2025 trebuie să aveți 55%, 2030 60%. Și noi am zis, da, nicio problemă. Am crezut că vom recupera acești pași mai repede. Vom recupera funcțiile care tu, timp de 30 de ani, ești la 10% și apoi tu vrei ca în următorii 10 ani să ajungi la 60%. Să fim serios, că nu ai ce să recuperezi, adică. Cred că înțeleg că așa să noi să renegociem aceste măsuri. Pentru că aceste măsuri au venit și cu alte măsuri la pachet. Adică, bă, dacă ai ajuns la 60% reciclare sau la 50%, asta înseamnă că n-ai nevoie să incinerezi, n-ai nevoie să faci altceva cu deșeul decât să-l recircul, să-l transformi în materie primă. Nu mai ai nevoie de atâtea gropi conforme sau trebuie să închizi palea neconforme ca să deschizi altele conforme, ca să fii aliniat la standardele europene. Legislația la noi s-a schimbat, se schimbă cu o viteză în care noi care lucrăm în domeniu, în acest domeniu este, să știți că este un business uriaș, mare business. Eu îl compar
comparam cu ce am lucrat anterior, materiale de construcții, ciment, PCA, prefabricate, industrii puternice de tot, eu vă spun că deșeurile nu sunt nimic mai prejos și din contră, cred că ca nivel de afacere este peste, ca afacere efectivă. Ori noi încă n-am reușit să tratăm această activitate ca un business. Adică tu trebuie să te gândești că cel cu care lucrezi face un business. Businessul este pe principiul win-win. Eu câștig, tu câștigi. Cetățeanul câștigă, eu sunt administrator, sunt cetățean. Eu câștig în sensul că am un oraș curat, am un mediu curat, reciclez, recuperez, deci prosper. Sigur că cel care are parteneria cu mine, operatorul în cazul ăsta, și el trebuie să câștige, pentru că el are o structură de business, are o... Asta trebuie să înțeleg cetățenii și noi, și eu vreau să înțeleg și să știți că o să pun foarte multe întrebări, pentru că m-am luat la dumneavoastră din stradă și astăzi o să le discutăm cu dumneavoastră. Oamenii nu înțeleg, eu ca și cetățean, de foarte multe ori fac foarte multe greșeli. Nu sunt atentă la clientele pe care mă primesc. Nu-i recunosc, nu am nicio urmă, nici de foarte multe ori, dacă îmi găsesc cu un client sau nu știu în țara, dacă nu văd de bine, rând sau bună, și pe urmă, mă scapă, că de fel nu sunt informată pe cât și respectiv, nu trebuia să ajungă într-un anumit coș de bunau, cum am luat coșul meu de bunau bodycap. Și pe asta... Regula trebuie nu numai să ne ajungă la coșul de gunoi și în cazul nostru, ce ar trebui păstrate și din când în când revăzute, pentru că este o muncă pentru care s-a depus ca să facem niște materiale. În cazul nostru, niște materiale de informare, că de fapt asta facem și ce mai dăm prin presa scrisă, ce mai venim și pe la mediul de TV, este tot cu scopul de a influența și de a promova activitatea, de a influența atitudinea cetățenilor vis-a-vis de comportamentul în ceea ce privește acest domeniu, care sunt noi, repet, un domeniu vast. Dar m-am oprit la o treabă cu partea de business al acestei activități. Desigur că și operatorul, el are o structură comercială, în primul rând, are angajate, are mașini, are cheltuieli pe care le face zi de zi, lună de lună și și activitatea lui trebuie să fie la o sfârșit de lună, la sfârșit de an, marcată de profitul care și la programat, pe care în relația cu noi a fost acceptat de către noi și în momentul în care lucrurile sunt corecte și din partea noastră, adică și noi facem datoria față de lucruri pe timp la timp, îi punem la dispoziție toate sistemele noastre administrative, venim și implementăm obligațiile legale, atunci fiu că și el are obligația să-și respecte tot ceea ce s-a asumat în momentul în care a venit în licitație și în oferta pe care a făcut-o. Și sigur că de aici până la a fi atât de fericiți unii cu alții e o cale lungă și întotdeauna sunt nu atât de simplu ce scriem pe hârtie se întâmplă și în realitate și cred că în cazul nostru factorul perturbator, factorul care nu leagă această relație să fie așa este tocmai modul cum noi ne comportăm ca cetățeni și administrația locală cum participă la acest act. Și aici trebuie insistat, aici trebuie să discutăm mai mult, aici trebuie să promovăm. Eu sunt foarte conștient că activitatea noastră ar trebui să fie calată pe două lucruri mari. Unul, partea de activitate zilnică, operațională, care sigur că este extrem de importantă și așa asigur cadrul de funcționat al business-ului. Și a doua problemă ar fi cât de des putem ieși și cât de mult putem cheltui ca să putem să informăm populația și instituțiile și administrația locală ce trebuie să facă ca să fie acest business, așa, un business, repet, de harmonie. Din păcate, aici suntem un pic mai prost la partea asta de promovare, pentru că nu, totul este legat de bugete, de cheltuieli, și atunci, sigur că vom alegem de fiecare dată varianta care este cea mai socotită de noi. Poate că și greșim, nu înseamnă că suntem noi cei mai deștepți în toate, ce anume, unde să cheltuim aceste resurse ca informația, ca mesajul să ajungă cât mai bine la cetățean și comportamentul ăsta se schimbă peste noapte. Dacă
mâine noi spunem că trebuie să pui deșeul selectiv, sau înseamnă că și facem toată lumea, sau dacă noi acasă punem, dacă mergem la grupurile plurifamiliale și vezi acolo că vin cinci și aruncă bine și al șasele aruncă rău și pe vine și operatorul și le-a dat la grămadă, zici, bă, dar ce am făcut, care e activit, de ce m-ai școlit, de ce m-ai învățat, uite, de fapt, asta se întâmplă în cotidian și numai așa, încet, încet, picătura chinezească ne va transforma în... Corect. Și, în final, la toate, toată treaba asta, adică, indiferent ce ai face, dacă n-ai și un mecanism de coerciție, numai și pui așa un pic biciu și mai dai și două amenzi, nu o să le suporte, nu o să învețe nimeni repede. Și revin la o poveste pe care am mai spus-o, dragii mei, atunci când trecem vama, devenim foarte atenți. Cum trecem vama, dincolo, în orice parte, mergem, devenim atât de atenți la tot ce facem. Reducem viteza, ne punem centura, aprindem farurile, nu mai aruncăm țigara pe geam, nici pachetul de biscuiți, nici doza, ne strângem mașinuță frumos, ne uităm în parcare, acolo putem. De ce putem? Pentru că suntem fripți. În România încă nu suntem chiar atât de fripți și în județul Hunedoara chiar încă nu suntem fripți, dar vom fi într-o zi. Până la a fi fripți de amenziile la buzunar sau la portofel, la card, că nu mai umblăm cu cash, haideți să fim, dragii mei, buni și să ne gândim la viitor. Eu zic așa, până la Dumnezeu ne mâncă sfinții. Până să ajungem să luăm amenzi, am putea să schimbăm locul de lângă noi și viitorul. Astăzi facem un gest frumos, în momentul în care vrem să aruncăm sau să punem în altă parte decât este dedicat, am putea să ne gândim ce aș putea să fac cu acest ambalaj sau cu această hârtie sau, nu știu, să deschidem telefoanele, pentru că nu ne mai plac hârtiile, să deschidem telefoanele și să folosim rețelele de mass media și în alte scopuri, poate reușim să ajungem să obținem acele informații de care avem nevoie, pentru că avem destule aplicații pe telefon care ne ajută să le folosim în binele nostru. Eu vreau să mergem în zona, mi-a plăcut o chestie foarte foarte la locul ei pe care noi cetățenii o folosim greșit, colectăm noi. Cetățenii colectăm. Noi nu colectăm. Noi depunem, dragii mei, așa cum mergem să depunem banii la bancă. Dacă reușim să schimbăm niște șabloane undeva în mintea noastră, poate înțelegem exact despre ce este vorba. Și mi-a plăcut așa cum domnul Dan Stoian explica la un moment dat într-un loc unde ne-am întâlnit. Noi cetățenii nu colectăm. Noi cetățenii depunem, de fapt, ceva în anumite... Noi nu, containere. Nu colectăm, noi da. Cumpărăm, da, așa. Și apoi producem deșeu. Deșeul ăsta, și să știți că sintagma asta cu cetățeanul trebuie să colecteze separat, este total greșită. Este tot întâlnită, dar la nivel ministerial pot să spun, când aud lucrurile astea și eu întâi dată nu mă abțin și intervin. Nu, noi suntem cei care trebuie să depunem undeva aceste deșeuri. Sistemul actual de ce face unui de management al deșeurilor îți spune că trebuie să te pui pe patru fracții. Ai o fracție pe care este rezidualul și ai un container negru, o pubelă neagră pusă la dispoziție de operator de administrația locală. Sistemul e, în primul rând, să ne înțelegem că sistemul este proprietarul, sistemul este Consiliul Județean și la vremea respectivă, în urmă cu mai mulți ani, s-au făcut niște investiții masive în dotări. După aceea trebuie să depui partea de reciclabil, care se împarte pe mai multe fracții și cred că toată treaba trebuie organizată de la tine, de acasă. Sigur că operatorul, sistemul nostru, a pus la dispoziție anumite facilități. Ai pubela neagră, ai pentru colectarea separată acei saci galbeni și albași, care odată cu... noi suntem acum într-o licitație mare, licităm practic mai multe 3/4 din județ. Operatorul viitor va avea obligația să schimbe acest saci și aceste... acest saci galben și albastre cu pubele galbene și albastre. Și în acel moment ai infrastructura
care să-ți permită tu să te duci să pui în fiecare loc ceea ce trebuie. Și aveți acel model de pliant pe care, de afiș informativ pe care noi l-am făcut și l-am distribuit în tot județul, o autocampanie, o avem încă pornită din septembrie și care se duce până la finalul anului, prin care noi am explicat în fiecare loc ce trebuie pus. Deci dacă noi de acasă punem corect, atunci operatorul care colectează, el va colecta și el corect. Sau trebuie să colecteze corect. Îl obligăm cumva. Obligăm. Și operatorul poate să facă și greșeli, poate să facă și tot felul de mici șmecherii care să-i mai asigure un confort financiar, dar dacă el găsește lucrurile în ordine, n-are ce face, trebuie să ridice cazarea. Și atunci noi trebuie să plecăm în a ne organiza de acasă, de la bucătăria proprie, că practic în bucătărie se adună tot deșeul, nu? Deșeul menajer, deșeul reciclabil, el dacă este pus în facilitățile pe care sistemul le are și care sigur că la ora actuală ele trebuie completate, nu sunt cele mai bune, puse la dispoziție din urmă cu 6-7 ani, au suportat deteriorări, au fost înainte alți operatori care au plecat, au lăsat ce au lăsat, au venit alții, continuitatea înseamnă în primul rând să păstrezi bun ce ai avut înainte. Și atunci, da, ăsta este mesajul, noi trebuie să depunem selectiv ca operatorul să colecteze selectiv. El colectând selectiv va urma un traseu care este foarte simplu în esență. Ceea ce e de aruncat direct pe celula ecologică merge acolo și asta este dorința, că acolo să meargă cât mai puțin, cât mai puțin deșeu să ajungă direct în celula ecologică, iar restul să intre în zona de reciclare. De reciclare. Adică în pubela neagră, pe înțelesul meu, eu încerc să traduc, să înțeleagă și prietenii mei, în pubela neagră am putea pune resturi de zarzavat, dragii mei, și să nu le mai punem în punguțele în care cumpărăm zarzavaturile din supermarketuri. Adică să alegem ceva ecologic, o pungă de hârtie, dacă chiar nu ne place să le curățăm direct. Aici să fie doar la prima, să fie doar gunoi care se degradează natural, să spunem așa, adică el ar dispărea oricum. În pubela albastră ar trebui să punem ambalaje de hârtie și carton curate, preferabil, adică cartonul de lapte și de suc, să le dăm o clătire înainte. Acum, dacă primul pas îl facem să le punem acolo, nu trebuie, e un pas mare spre civilizație. Se pune plasticul și două, da, în cel verde, deci este anul viitor. Tot Uniunea Europeană a solicitat, ne-a impus să mergem să colectăm separat biodegradabil, adică deși managerul vom împărți în două, vom obține un biodegradabil. Biodegradabilul ăsta, în urma unor investiții care sunt în curs și la care Consiliul lucrează, vom avea niște stații de biogaz, vom încerca să recuperăm acest deșeu biodegradabil, să-l transformăm în energie. Sigur, mai sunt pași până acolo și mai e mult de lucru. Dar, ca esență, astea ar fi. Deci, până la urmă, nu este nimic atât de greu să te organizezi și să poți să respecti aceste lucruri. Îmi caut aici, printre hârtii, dragii mei, mai am niște pliante care mi-au parvenit. Cu toții avem obligații legale, depunem separat deșeurile. Exact despre ce vorbeam, probabil da, că... Da, este un alt pliant pe care l-am făcut. Număr de 100.000 de exemplare am tipărit și am dat în tot județul, am transmis pe toate canalele posibile, în așa fel încât să ajungă la cetățeni și la administrație, fie cu operatorul, fie cu monitorii noștri, fie cu primăriile, în care avem aceeași treabă. Obligațiile care decurg și din partea de legal, de ce înseamnă legislație și ce înseamnă coerciție, avem și din nou același mecanism se separă și la o pagină avem dedicat operatorului, pentru că cetățeanul poate să ia direct legătura cu operatorul, nu trebuie să poate fi să-l seziteze, are acolo toate informațiile, mail, telefon și așa mai departe, în așa fel că orice problemă este până ajunge la noi, poate ajunge direct interacționat cu operatorul, pentru că de fapt se este în folosul cetățeanului. Mama, am încercat și încercăm tot felul de variante să dezbateri și asta de astăzi de dimineață e un altă rog.
modul de a transmite, încerca să transmitem și aceste lucruri. Da. Și vreau să luăm așa, că îl rugăm pe Rosi, bună dimineața Rosi, suntem la și 25, mai avem o bucată din emisiune. Știți ce nu înțeleg cetățenii? Că de fapt, și eu am observat asta, că de fapt dumneavoastră personal, sunteți de partea lor, nu sunteți împotriva cetățenilor. S-a creat la un moment dat, da, așa, oricine din administrație, din administrația publică, e împotriva cetățeanului. Dragii mei, nu toți oamenii din administrația publică sunt împotriva cetățeanului. Și eu am descoperit după 2017, după ce am venit în presă, că noi nu reușim să transmitem întotdeauna informația corect. Eu mi-asum această greșeală din neștiință, din grabă, din diferite motive. Și mereu luăm lucrurile așa cum le citim. Și eu vreau în povestea din această dimineață să înțelegem că județul Hunedoara nu e nici cel mai murdar județ din țară, dar nu e nici cel mai curat județ din țară, ceea ce eu mi-aș dori să ajungem un exemplu, pentru că suntem al doilea județ din țară ca putere turistică. Suntem atât de bogați din punct de vedere vestigii, monumente, și trebuie să înțelegem că pe teritoriul României, teritoriul județului Hunedoara, ne dorim foarte mulți turiști, care clar vor produce o cantitate foarte mare de deșeu, de gunoi, pe înțelesul tuturor, că poate cuvântul deșeu nu ne spune totdeauna adevărul. Și atunci ce putem să facem? Noi, cei care locuim aici în județul Hunedoara, dacă noi reușim să ne păstrăm județul curat, eu sunt foarte convinsă că cei care vor veni în vizită în județul nostru zice: wow, aici e curat! Și de rușine, din respect, vom reuși cumva să educăm, să dăm un exemplu. Am putea, dragii mei, să devenim un exemplu, pentru că în teatru de operații, așa cum ne place nouă să spunem, în județul Hunedoara, există trei, cum să numesc, trei actori importanți în teatru de noi mereu auzim. ADI, mi-am notat, Supercom, SIGD Hunedoara. Eu sunt foarte convinsă că cetățeanul, de rând, citește niște cifre, niște litere sau vede niște cifre și zice: nu înțeleg nimic. Și nici nu mai trece mai departe ce înseamnă ADI, de fapt, ce înseamnă Supercom. Acum Supercom-ul e mai ușor pentru că scrie pe mașinile care colectează. Da. Și acolo, să spunem, orice s-ar întâmpla, Supercom-ul e de vină. Județul Hunedoara are totuși o infrastructură pornită din 2019, am înțeles eu din discuțiile pe care noi le-am mai avut, și nu stăm chiar atât de rău. Ar fi destul de ușor dacă am reușit să ajungem la conștiința cetățenilor, la sufletele cetățenilor, și să-i convingem că prin gesturi mici putem schimba viitorul. Ce înseamnă de fapt ADI, și o luăm așa, pe înțelesul tuturor? În câteva cuvinte, ce înseamnă ADI? Acele litere pe care le vedem mai peste tot. Da, ele sunt niște prescurtări, pentru că e foarte greu să folosesc titulatura. ADI-urile sunt Asociații de Dezvoltare Intercomunitară. Fiecare proiect pe fonduri europene și proiecte de amvergură a trebuit să plece de la constituirea unei ADI. Ce înseamnă asociația asta? Înseamnă că toți cei care vor să beneficieze de sistemul pe care l-am implementat, care a fost implementat, care trebuie să fie implementat, trebuie să facă parte dintr-o asemenea asociare. În cazul nostru se cheamă ADI SIGD, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor, iar sistemul pe de-a târgului se cheamă SMID, Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor. Lucrurile astea au pornit în urmă cu mulți ani, undeva pe la nivelul anului 2007-2009, când a fost primul exercițiu financiar de investiții majore pe fonduri europene,
Și el a constat în asocierea tuturor OAT-urilor, în cazul nostru toate OAT-urile din județul Hunedoara, 69 de OAT-uri plus Consiliul Județean al 70-lea, s-au asociat, au făcut un document numit document de poziție, document în care și-au asumat participarea și dezvoltarea și susținerea la început și pe contribuție financiară, pentru că fiecare proiect vine cu o parte eligibilă și o parte ineligibilă. Partea ineligibilă este partea pe care o aduc cei care fac parte din acest ADI. Deci baza ca să faci acest sistem a trebuit să faci această asociere. Adică toată lumea, toți actorii de la masă au căzut de acord că ei trebuie să implementeze în Hunedoara un sistem de management integrat al deșeurilor și pentru asta Uniunea Europeană, prin programele, prin programele la perioada respectivă, post, mediu, cum era, a pus niște bani la dispoziție. Județul Hunedoara a fost un județ, să zicem, cumva favorizat de faptul că la vremea respectivă președintele Consiliului Județean, vorbim de fostul președinte, domnul Moloț, a reușit să adune la masă pe toată lumea și să deschidă porțile unui proiect care a fost evaluat la 70 de milioane de euro. Un proiect major la vremea respectivă în România. Și plecând de la baza asta, acest ADI, au început demersurile pentru proiectare, finalizarea documentelor ca să intri pe partea de finanțare. Să știți că a fost foarte greu, adică s-a lucrat, la început a fost un entuziasm, după care a fost problema unde depui, unde construiești celula ecologică, SMID, CMID-ul, Centrul de Management Integrat, pentru că toate astea tu le aduni, le organizezi, dar unde le depui? Și au fost variante. S-a mers la început cu două variante, cu Valea Jiului o variantă și centru, o altă variantă, unde să faci două depone. Valea Jiului nu a creat ideea, au tot respins-o. În final s-a ajuns și s-a găsit acel teren mare de la Bârșa Mare, peste 30 de hectare de teren, pus la dispoziție și de primăria Deva, Consiliul Județean, primăria Băcia, toată lumea a participat, toată lumea în această zonă și s-a creat acest centru de management integrat. Am avut norocul și eu zic că am avut pentru că la acel moment eu lucram în Consiliul Județean și chiar a fost unul din proiectele de care m-am ocupat cu prioritate. Am avut norocul să putem să, deși am accesat târziu, în 2014, am fost printre ultimele județe care implementau SMID-ul, care a însemnat, am reușit ca în decurs de 18 luni, un an și jumătate, să construim toată infrastructura. A fost așa un wow, nu și-a închipuit nimeni că putem face. Cei de la Comisia Europeană care veneau și verificau și la care eu făceam presiuni constante ca să decontăm cât mai repede lucrările, ca să constructorii care lucrau la vremea respectivă să nu fie ținuți pe loc și să aibă finanțarea și să nu încetinim ritmul. În 18 luni am închis tot sistemul construit, adică am construit infrastructura actuală și mai mult lucru care a fost cel mai important și o să vedeți începând de săptămâna viitoare, România este, noi suntem în infringement pe deșeuri. De săptămâna viitoare, din 14 decembrie, începem să plătim infringementul. Și asta, dacă bine știu, e undeva cam la 200.000 de euro în fiecare zi, până când ne conformăm în final cu totul. Conformarea asta va fi destul de departe, pentru că mai trebuie închise multe gropi neecologice. Noi am avut 11 în județ și le-am închis toate la momentul respectiv, 2015-2016, am avut sistem închis. După aceea l-am intrat la sistemul ăla de licitații și de ale licitațiilor, contestații tot. A trebuit să facem centrul de management de la Bârcea Mare operațional în urma unei situații de urgență aprobată la nivel de guvern printr-un memorandum, pentru că noi închisesem, ne-am grăbit, am închis toate deponerele neconforme, cum ne cerea legea și cum ne cerea Uniunea Europeană. Și ne-am trezit că n-aveam unde depune deșeurile. Ne eram împiedicați de licitații și de contestații. Că contestațiile sunt la ordinea port național. Zilei, da. Și atunci a trebuit, am găsit portița legală, am fost ajutați la nivel central, s-a creat un memorandum, pentru că nu eram singurul județ în situația în care terminasem infrastructura, dar nu puteam opera, și pe situații de urgență am deschis CMID-ul. Apoi, într-adevăr, începând cu 2019, sistemul a devenit funcțional, în sensul că aveam licitațiile încheiate și aveam operator. Un sistem operațional e când îl ai la cheie. Funcțional e când și-l operezi pe el, când ai totul. Și da, județul Hunedoara este un sistem în continuare operațional, funcțional. Și sunt puține în România. Să știți că sistemul ăsta de management nu e în toată țara.
din 41 de județe, doar 33 au atras. Doar 33 de județe au atras sistemul. Iar un sistem funcțional cum este la Hunedoara sunt puține, undeva 7, 8, 10, 12, nu știu exact în momentul ăsta, poate am mai putut. Pentru că ceilalți sunt în diverse faze, fie încă n-au terminat de construit sau n-au terminat de închis gropi sau au fazate proiectele sau au licitații care nu au operatori stabili. Deci, din punctul de vedere, la noi s-a creat cadrul să lucrăm în liniște. Da, niciodată nu poate fi liniște, că mai apare o problemă, mai apare un operator care are probleme și trebuie să-l dai afară, să încheie alte contracte, trebuie să vii cu situații tot de oarecum de urgență. Oricum, în situația actuală și în acest moment, grija noastră este să avem operator și un operator stabil, operatori stabili, doi, să nu rămână deșeurile în stradă, că sunt adunate foarte bine, că gradul de reciclare e mare sau mic, până la urmă toate astea se subordonează faptului de a nu rămâne cu deșeurile în drum, pentru că asta ar însemna lucrul cel mai grav și vă dați seama ce înseamnă un oraș inundat de deșeuri, că nu poți să le ridici. Atunci, dacă ajungi la starea asta, nu te mai gândești cum să le ridici. Important este să le evacuezi. Noi nu suntem acolo. N-am fost niciodată acolo. Suntem disperați, dragii mei, în perioada sărbătorilor de iarnă, când producem mai mult. Sărbătorile de iarnă suntem disperați, sărbătorile de primăvară, Paștile, suntem disperați. Vara suntem disperați că avem turiști, că avem monumente istorice, așa este. Județul Hunedoara e al doilea județ ca potențial turistic din România. Vă dați seama că avem o grămadă de zone, situri arheologice unde trebuie să fie curățenie, Țarmisegetul, Zaulbia, avem cetățile, avem castele, avem totul. Da. Dacă ai fi inundat în deșeuri, cine vine în curte? Corect. Nu vine nimeni. Da. Și atunci, sigur că primul lucru a fost să avem capacitatea să ducem, să curățim. După care trebuie să treci la partea calitativă a activității, să reciclăm, da, cu bune curele. Da, suntem într-un sistem stabil, repet, nu suntem cei mai frumoși din țară, nu suntem nici cei mai urâți, avem județe unde nu odată am primit solicitări să le primim noi deșeurile. Exact aici vreau să spun, să ajungem, citim în presă, gunoaiele se trec foarte greu dintr-o deșeuri dintr-un județ. În sistemul actual nu mai ai voie, cei care avem smiduri nu avem voie să primim deșeuri, smidurile au fost implementate în fiecare județ pentru județul respectiv. Nu avem voie să primim din afara țării, nu avem voie să primim din alte județe. Este obligatoriu ca noi să ne desfășurăm activitatea în Hunedoara și să ținem Hunedoara curată. Adică dacă vom reuși să avem un județ curat, sigur că de aici încolo creăm premizele și pentru turism și pentru calitatea vieții mai bună și calitatea aerului și un mediu curat care devine prietenos cu noi. Ăsta este sistemul care a fost construit, a fost o muncă destul de mare, repet, s-au atras la vremea respectivă peste 55 de milioane de euro, bani cheltuiți și important a fost că toată această structură creată, această construcție a fost de bună calitate, este în continuare de calitate bună, au fost și alte televiziuni, am făcut emisiuni și în centru de management și la Petroșan, la stația de sortare și transfer, care are și o investiție foarte mare și care după 6-7 ani de zile arată bine. Asta înseamnă că au fost gestionate bine și tot așa, cu toate neajunsurile sistemului, reușim să le ținem în funcție și dacă ne ajută în primul rând bunul Dumnezeu și apoi și Consiliul Județean și restul actorilor, mai investim în continuare, că banii ar mai fi de cheltuit, toată treaba e să și știi să-i atragi și să investești în continuare, pentru că un sistem din ăsta e un sistem viu. Eu le-am tot spus și altora care au venit și au văzut, au avut CMID-ul, am avut porți deschise, facultăți, am avut Babeș Bolyai de la Cluj, am avut Timișoara, am avut Hunedoara, am avut Petroșani. Și au venit studenții acolo de la facultățile de mediu și au zis, Doamne, dar ce e aici? Aici este o fabrică. Ei se gândeau că vin și găsesc acolo niște urmane de mizerie și oameni murdari și așa, jegul ăla de peste tot generat de deșeuri. Și au rămas surprins să vadă că acolo se lucrează în birouri curate, cu aer condiționat, că totul este asfaltat, spații verzi imense, că zona în care se reciclează, se tratează, sunt zone care sunt decente, că oamenii sunt cu echipament corespunzător, cu măști, cu mânuși și în echipament complet igienizat, că vine la sfârșitul zilei sau la câteva zile cisterna și spală toată zona. Și au rămas, nu e imaginea aia că ori aveam noi despre legată de deșeuri. Și eu la fiecare dintre ele am explicat că business-ul
îl găsești în orice activitate. Exact, business-ul. Acolo vreau. Și ăsta este un business, la fel ca celălalt. Adică, din la o parte, senzația de mizerie, de gunoi. Nu a rămas surprins umblând prin serenitate. Dom'le, ce curat sunt ea, ce mașini curate au, ce containere curate. Când o fi și la noi așa? Ei, suntem undeva pe drumul ăla. Da, sunt, vă spun că sunt zone în țară. Și eu o să urmează anul viitor, mi-am propus să stau așa de vorbă mai mult cu primarii, mai ales și de orașe și mai mari, să încercăm să refacem un pic imaginea asta a platformelor de deșeuri, pentru că noi acolo de fapt suferim. Exact. La mediul rural, mediul rezidențial este foarte simplu. Omul scoate în fața casei containerul, pubela neagră, scoate sacul galben, albastru sau viitoarele pubele albastre, galbene și de acolo vine operatorul, le iei curățenie. Problema se întâmplă. Problema care este în continuare urâtă, care generează disconfort, e cea din zona plurifamilială, la blocuri, la blocuri. Zona. E, aia trebuie și sigur că fără acțiunea administrației locale nu putem face nimic. Noi nu suntem generatori de venituri pentru că asta înseamnă această dezvoltare. Trăim pe niște cotizații date de primării și avem niște bugete care se orientează în primul rând spre activitatea zilnică operațională și spre activitatea asta care... Să zicem că și în dimineața asta facem promovarea sistemului, dar cei care au puterea de investiție, puterea de coerciție sunt doar OAT-urile, primăriile. Ei pot să investească, iau pârghile și legale, ce am scris în acele pliante, legea pe care se bazează, și pârghile efective, poliție locală, jandarmerie, structuri ale primărilor, care pot să... Întâi să avertizeze, că nu trebuie să treci imediat la prevenția, ca și la medic. Da, întâi să avertizezi, să explici, apoi dacă vezi că lucrurile nu sunt în regulă, să și treci la o zonă din asta de amenzi, de efectiv, să... Sigur că intri în contradicție cu ce fac pentru cetățean, ce fac că-l amendezi. Păi da, amendezi unul care nu se comportă bine și vei avea aplauze de la 10 care zic, uite bă, că se poate. Și povestesc, am mai povestit-o, mulți dintre dumneavoastră o știți, pentru că eu am mai povestit-o în emisiunile mele. În 2000 locuiam în Germania, am locuit o perioadă în Kirchheim-Untertec. Din greșeală, un aranjament floral al meu personal a ajuns în pubela de biomiulcă, ca să înțelegem, că așa poate pricepem și noi. În acel aranjament era un aluminiu de la o lumânare, dragii mei, o lumânare pe care noi o folosim cu toții acasă. În momentul în care au venit să-mi ridice biomiulul, adică exact pubela neagră despre care povestim, aveau ca la instituțiile scanner, unde intrăm, un control de... Și ceva a sunat. Nu mi-au ridicat gunoiul, mi-au tăiat o chitanță de 50 de euro. Vecinii au fost de treabă și au explicat celor de la gunoi: nu amendați, e cetățean străin, haideți să explicăm, poate n-a înțeles. Vecinii m-au ajutat, am întins jos niște saci, am răsturnat, am găsit acea, mi-au arătat ce am greșit. S-a preluat gunoiul, n-am plătit amenda. Vă garantez că astăzi, după foarte mulți ani în România, eu nu arunc la biomiul acele chestii de aluminiu. Da. Dar asta ține doar de noi, dragii mei, să încercăm să... Eu încerc să ajung la sufletul dumneavoastră și să înțelegem că orice acțiune facem noi astăzi, oricât am fi de egoiști, oricât am fi de iubitori de noi înșine și oricât de mult iubim ziua de astăzi și vrem să trăim doar prezentul, ne dezvoltăm personal, ar trebui să ne gândim și la viitor, la ceea ce lăsăm celor care vin după noi. Pentru că avem copii, nepoți, nu știu, am putea fi un exemplu pentru cei care vin după noi. Eu am un respect deosebit și părinții mei au trăit, mulțumesc la Dumnezeu, și trăiesc încă în epoca de aur a înghilimele și vin din spate cu unele învățături. Dar noi, tinerii, putem fi un exemplu și pentru cei care vin din spate și care vor să schimbe lucrurile, așa cum domnul Dan Stoian încearcă să schimbe lucrurile, și putem fi un exemplu pentru tinerii de mâine. Uite, eu pot fi un exemplu pentru Alin. Alin, te rog frumos, ca de mâine să nu mai arunci. Bună dimineața, Alin!
ne face așa, să nu mai arunci plasticul la sticlele acelea din care bem suc, să nu le mai aruncăm în acea. Poate reușim, încercăm. Zice că nu, da, zice că da, glumește. Îi spun bună dimineața echipei mele și le mulțumesc că și lui Rosi și lui Alin că sunt alături de noi în această dimineață. Vreau să dau citire unui mesaj, doar unul, doamnelor și domnilor, că avem timpul foarte scurt. Doamna Adriana Furcă, bună dimineața, o zi binecuvântată de joi, cu multă sănătate, poftă bună la cafea, felicitări, stimă și respect pentru tot ceea ce ne oferiți. Vă mulțumesc anticipat, pupici dulci, Doamne ajută, doamna Adriana, și mulțumim că sunteți alături de noi. Și am rugat pe domnul Dan Stoian tocmai să povestească, ați auzit în discuția noastră, în povestea noastră de la gura sobei din această dimineață, domnia sa era în Consiliul Județean, dacă nu greșesc eu, 2011-2018, da. La momentul la care, și mi-a și făcut Rosi semn că mai avem 10 minute, la momentul la care se punea bazele, dragilor, dragii mei, la ceea ce se întâmplă astăzi cu doșeurile. Eu cred așa, cunoscându-l pe acest domn, că dacă bazele n-ar fi fost sănătoase, astăzi domnul Dan Stoian nu era director la ADI. Eu am mers pe mâna domniei sale de la momentul ăla, noi ne-am întâlnit de foarte multe ori, eu am venit în presă în 2017 și eu, așa cum vă cunosc astăzi, sunt ferm convinsă că bazele au fost bune, pentru că dumneavoastră ați fost acolo la bază. Și acum întrebarea... Când ați început să cochetați cu administrația publică, pentru că aveți o carieră înfloritoare, aș spune eu, în trecutul dumneavoastră, în privat. Și la un moment dat ați făcut o schimbare radicală, de, așa ca la trenul, știți, macazul, pac, de pe o linie pe alta. După foarte mulți ani în privat ați ales administrația publică. Ce v-a marcat? Care a fost momentul în care ați considerat că treceți de cealaltă parte și vă regăsim astăzi într-o luptă, să aș spune eu, destul de grea pentru a schimba radical gândirea oamenilor, pentru că asta e cea mai grea misiune. Da, n-a fost o chestie așa cumva calculată și cred că la un moment dat a intervenit un pic și sigur că toate intervin de soarta și destinul fiecăruia și ți-l construiești pe măsura oportunităților care le ai. Da, eu am început ca oricare om care a terminat, am făcut studiile în perioada de dinainte de Revoluție, în perioada comunistă. Eu am terminat facultatea în 89 și deși nu sunt deviant, sunt deviant prin adopție, stau de 34 de ani undeva, dar eu sunt de oltean de la Novaj din Gorj. Când am terminat facultatea, am luat post, că am fost ultima generație care a primit repartiție, la barajul de la Mihăileni. Deci acolo mi-am început vestitul baraj despre da, care nu se mai termină. Dacă era probabil pe vremea de atunci, era gata de mult, pentru că atunci se lucra într-un ritm infernal. Și am luat repartiție acolo. Sigur că venind Revoluția, s-au schimbat toate lucrurile și n-a mai fost acea stagiatură care ne impunea să stai 3 ani de zile la locul de muncă primit în urma repartiției. Am avut un scurt intermezzo de 2 ani la Craiova, pentru că între timp, în 90, m-am căsătorit, soția medic, a făcut facultatea la Craiova și a olteancă și am stat vreo 2 ani în Craiova, după care mi s-a oferit din nou oportunitatea să vin în Deva. Mie îmi plăcea Deva ca oraș și mi-a plăcut întotdeauna, chiar și din perioada când am terminat facultatea. Înainte de a termina facultatea, am făcut armata la Lipova, veneam în weekend-uri la Deva, aici aveam pe fratele tatălui meu, pe unchiul meu și ei tot trăgeau să ajung eu în zona asta. În sfârșit, am ajuns la Deva din nou, m-am angajat la fabrica de ciment. Acolo, timp de 2 ani și jumătate, am fost șeful transporturilor. Am avut parte de o echipă foarte bună. Domnul director Deac, Dumnezeu să-l odihnească, un mare vizionar și un mare om de ciment.
m-a cooptat în echipa lor. Am devenit director comercial, apoi fabrica a fost privatizată, am fost timp de 3 ani și jumătate sub grupul Lasselberger din Austria și atunci au început și pentru noi această educație, ce înseamnă Occidentul, ce înseamnă curățenia, ce înseamnă punctualitatea, ce înseamnă managementul străin. Am avut un culoar favorabil în sensul că era și perioada de început a investițiilor străine în România și fabricile de ciment erau vizate de grupurile mari. Sigur că cei care au urmat, a fost grupul Heidelberg, care este și actualul proprietar al fabricii, au avut o altă viziune față de alte grupuri, în sensul că ei n-au dorit să schimbe managementul, să aducă străini în România, să vină cu expați. Nu, ei au venit cu 2-3 expați la nivelul grupului și au încercat și, eu zic, au și reușit ca managementul local să-l transforme într-un management cu capabilități occidentale și cu abilității manageriale la nivelul Occidentului. Pentru asta, sigur că am avut iarăși norocul să fim duși în toată Europa, la tot felul de întâlniri, simpozioane, cursuri. Au urmat cursuri la, am făcut inclusiv la facultăți din Germania, la facultatea de la Țări, am avut un curs de management și marketing, după aia la Bruxelles, la Centrul European de Business, unde am avut pe Customer Relationship Management, relația clientului, multe cursuri. În sfârșit a fost o perioadă foarte bună. După care în 2005 am acceptat o provocare la care nu mă gândisem niciodată, să plec din grupul Heidelberg. Era un grup internațional și care m-a învățat foarte multe lucruri, dar să știți că nu e comod și știți, locuind în Germania, știți ce înseamnă să lucrez cu grupurile străine. Foarte. Adică este e foarte bine până la un punct pe care ești pus între niște șabloane, da, acolo și începând să fie un corsetaj de cele șabloane nemțești și de ceea ce trebuie să faci foarte riguros. Correct. Și îmi lipsea inițiativa personală, activitatea cu care fusesem învățat să mă mișc, să vând, să încasez, să fac și atunci pentru foarte multă lume a fost o surpriză, dar pentru mine, nu, inclusiv pentru familia mea, surpriza a fost că am acceptat provocarea de a mă muta la Macon, o fabrică foarte mare a orașului Deva și a județului Hunedoara și acolo, iarăși, domnul director general, domnul Cucu, fostul și proprietar al fabricii, m-a convins să mă duc, să mă alătur dânsului și echipei de acolo și mi-a dat așa mână liberă și am avut din nou un entuziasm fantastic că, uite, sunt liber și pot să fac ceea ce știu eu cel mai bine, că învățasem să fac comercial. Și să știți că lucrurile au fost atât de bune că după un an și jumătate acționarii vechi au, și în primul rând a fost acțiunea mea conjugată cu niște foști colaboratori de la Ciment, am vândut Maconul și a fost tranzacția anului. Eu nefiind nici acționar, nici proprietar, nimic, dar îmi făceam treaba. Dar ați făcut treaba. Și am stat în Macon cu un nou grup care a venit până la anul, până în 2010, când acolo s-a rupt un pic relația. Cei de la Macon, cei de la grupul care deținea Maconul, nu vreau să le fac publicitate, au considerat că ar putea face o schimbare și, mă rog, eu aveam o poziție foarte bună și eram foarte bine plătit și aveam și niște extra bonusuri care ar fi trebuit să le primez la un moment dat. S-au gândit că ar putea face o șmecherie cu mine să mă salveze de aceste sume și au dorit să încheiem colaborarea. Sigur, într-un mod elegant am ajuns să ne judecăm. După un an de zile eu am câștigat procesul pentru că chiar am făcut treaba acolo, dar dorința mea n-a mai fost să mai continui acolo. Adică în momentul în care deja ajuns să te judeci cu cineva, nu cred că mai e cale de întors. Sigur că mi-am câștigat drepturile mele și atunci a apărut domnul președinte Molos, da, pe care mă leagă o prietenie veche și ne cunoaștem foarte mult timp și mi-a zis, bă, dar nu vrei să vii în administrație, uite, ar fi postul de manager. Faci al Consiliului de Țean, da. Și am zis, da, de ce nu, că după atâția 20 de ani de management în multinaționale, eu zic, probabil că aș putea să dau și eu și județului și mai ales orașului, de care noi suntem foarte atașași în dragostiți de Deva, să dăm și noi ceva din experiența asta multinațională. Și uite, așa am ajuns la Consiliul Județean. Sigur că timp de 8 ani de zile a fost administratorul public al județului și apoi, continuând pe linia asta, apărând destule probleme în implementarea sistemului de management, următorul președinte, domnul Nistor Laurențiu, a zis, mă, ia, hai, nu vrei să preiei tu partea de deșeuri, că tu ai construit-o și să o gestionezi. Și cum rămăsesem în zona asta și chiar a început să-mi placă administrația, a fost o surpriză și pentru mine și pentru cei care mă cunosc și apropiați și toată lumea, adică
dacă vrei performanță, poți să faci oriunde, fie că corect. Se cheamă administrativ, se cheamă privat. Că, sigur că am și activitatea privată, am o firmă de materiale construcții la mine, la Novaci, cu fratele meu. Ținem acolo o companie care e din 99 în piață și suntem foarte mândri de treaba că avem un business foarte bun. Stațiunea Rânca, în mare parte, este construită de materiale de la noi, da, e pe materiale construcții, business-ul, că de acolo am început. Și atunci am zis, bun, dacă domnul Listo Laurențiu m-a capacitat să preia o parte de șoanezi, de ce nu? Și îi mulțumesc în continuare și lui, ca și domnului Molos, pentru deschiderea de a intra în administrație, pentru că cu amândoi am avut o colaborare și am o colaborare foarte, foarte bună și asta mi-a și asigurat liniștea să continui, pentru că în momentul în care eu sunt așa un... Am fost tot timpul un tip mai rebel, în sensul că n-am prea acceptat o subordonare din asta, cum să zic, aiurea făcut. Adică totul trebuie să aibă o explicație pentru mine, trebuie să fie logic ceea ce fac. Să mă las să fac ceva. Dacă nu sunt bun, mă dai la o parte. Dacă sunt bun și am rezultate, lasă-mă și susține-mă. Și uite așa am ajuns acum să gestionăm deșeurile, care pentru foarte mulți știți apar... Lumea abia acum descoperă că de fapt aici este o foarte mare afacere, un foarte mare business. Business în sensul de afacere ca atare, adică nu mai privești gunoiul ca, repet, ca pe mizeria care e peste tot. Noi trebuie să transformăm aceste deșeuri într-o resursă, care resursa asta va face niște economii, niște capacități care le faci refuncționale din nimic. Asta zic că acum au dat drumul la sistemul ăsta de garantare și returnare. Un sistem care mie nu-mi place. O să revenim, din păcate, spațiul de emisie s-a încheiat, adică emisiunea, suntem în afara emisiunii deja cu 2 minute. Îmi promiteți că o să reveniți la Dale Dimineții. Să reluăm discuția pe feghere, da. Deci, sunt atât de multe lucruri de spus. Cei care mă urmăresc și vă mulțumesc pentru asta și sunteți mulți și vă mulțumesc în continuare pentru mesaje, știți că nu fac afirmații gratuite, înainte de toate îmi fac temele. Cei doi oameni care au fost amintiți astăzi, domnul Dan Stoian și domnul președinte Laurențiu Nistor, eu particip de foarte multe ori la foarte multe discuții dintre ei despre toată activitatea deșeurilor din județul Hunedoara. Niciunul dintre ei nu cedează. Tot ce e în beneficiu cetățeanului e pentru cetățean. Și vreau doar atât să înțelegem în urma acestei emisiuni. Acești oameni vor să facă ceva pentru noi și pentru viitorul nostru. Nu au niciun interes, dragii mei, de a băga mâna în buzunarele noastre. Așa cum domnul Dan Stoian încearcă să transmită, e un business. Un business la care noi putem participa, dragii mei, pentru a avea un viitor mai curat. Oamenii aceia trebuie plătiți, trebuie să-și ia salarii, la fel ca și noi, și ei au familii, au rate și trebuie să le arătăm respectul necesar în primul rând. În primul rând. După care, dacă noi cumva putem fi un exemplu pentru ei, nu se știe, poate vom îndrepta măcar un pas în această relație. Vă mulțumesc și vreau să-mi promiteți în direct, acum că mai reveniți la mine, să mai cam stăm de vreme, da, mai revenim. Da? Da. Noi, așa, la 7... Nu când aș fi un om matinal, da, și pregătirea de înainte de job. Sigur, cu tot dragul și oricând, pentru că comunicarea este cea mai importantă, mai ales pe segmentul ăsta și, în general, comunicarea e importantă. Și dacă putem să aducem un plus de lămurire și de... și în cazul nostru a cetățeanului și să explicăm un pic sistemul, și să avem și un rezultat cât de mic acolo, să se mai simtă 1-2%, să mai creștem în obiectivele noastre, este important. Mulțumesc de invitație. Uite, avem o întrebare. Vom avea vreodată șansa centrelor de cartier? Uite, cetățenii se uită la emisiune. Probabil că o să revenim într-o altă emisiune, dragii mei. Sunt niște investiții care chiar merită discutate. Vor fi de anul viitor la nivelul OAT-urilor, platformele digitalizate. Putem să discutăm pentru că este o temă importantă. Mulțumim Bruteriei Mercurian, mulțumim Flavia, mulțumim Neluțu pentru platourile frumoase cu chec și cornulețe care mi îndulcesc invitații pentru că îi primesc așa de dimineață aici la Dale Dimineții. Sâmbătă 9 decembrie, dragii mei,
nu rămânem acasă. Unde mergem? La Reno. December is here, adică echipa de la Reno vrea să ne primească în atmosfera de iarnă. DJ Brooklyn, așa m-a învățat Alin, DJ Brooklyn și DJ Robby se vor ocupa de muzică și ne vor duce într-o altă atmosferă. Avem gașcă, ne luăm gașcă, n-avem gașcă, mergem să învățăm să socializăm. Ne facem prieteni doi, dragii mei, la Reno. Ne vedem pe sâmbătă, pe 9 decembrie, la Reno. Cu asta o să mai revenim și mâine dimineață. Și tot mâine dimineață, un alt om vizionar al județului Hunedoara, pe care o să-l întrebăm de ce politică, de ce a ales Parlamentul României, de ce a ales să facă lucrurile altfel în viață. Mâine dimineață, alături de mine, aici, la Dale Dimineții, în direct la Hunedoara 1 TV, deputatul Ilie Toma. Până mâine dimineață eu nu pot decât să vă spun că vă iubesc și să încercăm să facem lucrurile altfel astăzi pentru a avea mâine un viitor mai luminos. Dacă nu mai e al nostru, cel puțin pentru cei care vor veni în urma noastră. Așa că până mâine, dăruiți din iubirea voastră, dragii mei. O zi minunată!